cum ne descurcăm în pandemia? Foarte greu. Da? E greu, e normal. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu mai cântăm, mai putem să cântăm. E un lucru extraordinar de bun făcut de doamna Alarisa. E un lucru extraordinar pentru că mai scoatem și noi muzica asta, că nu prea se mai ascultă adevărata muzică lăutărească originală. Eu sunt convinsă că se ascultă, poate nu știți dumneavoastră, dar nu cred că există petrecere fără. Păi nu mai apare pe la televiziuni, pe la chestii de-astea. Fiindcă, na, e cu pandemia asta, înainte erau emisiuni speciale de muzică lăutărească și sunt din toată țara. Sunt oameni care le plac această frumoasă muzică adevărată, originala noastră, din România. Deci peste tot, în toate țările, se păstrează genul lor de muzică. Și noi trebuie să ne păstrăm. În toate domeniile, mă refer, de muzică, nu numai lăutărească. Să existe cum era înainte muzica românească, care să cânte muzică românească, că în ziua de azi se cântă mai mult în engleză. Larisa Perde și sunt o parte dintre cei care stau în spatele proiectului Sharai Manic, Lăutărie și Povestitorie. Mă bucur că ați prins prima ediție a Sharai Manicului, care se întâmplă, da, în condiții speciale. Recunoaștem că ne-a fost greu, pentru că acum totul e de 5 ori mai greu, de 10 ori mai greu. Uitați că cineva se ocupă și știe să ne mai facă și nouă și dumneavoastră zile minunate. Mihora Lincan, împreună cu, încep cu căpetenia tarafului nostru, maestru George Udilă. Un absolvent al conservatorului, acordeon și pian, un tânăr talent, un acordeonist de mare excepție, Emi. Un mare timbalist, nu mai sunt vorbe de vorbit, George Miu. La fel, un mare muzician, un mare violonist, a terminat un conservator, acolo a fost angajat la filarmonică în Germania de muzică clasică și acum pe play-urile noastre românești este aproape de Mihora Lincan și vă cântă cu brio muzica noastră pură lăutărească. Să înceapă muzica. Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot.
viață. Pe la poarta de-mi tare mai a fost ce dor, ce chin, ce jale mai. Pe la poarta de-mi tare. Este poate cea din urmă generație de lăutari a României. Și e păcat să nu-i celebrăm și să nu ne bucurăm de ei acum cât îi mai avem. Și de ce nu? Dacă îi scoatem pe ei în față acum, în al 12-lea ceas, poate că noua generație va avea curaj să cânte aceeași muzică frumoasă. Bineînțeles, adaptată realității de astăzi. Să te port la pieptul drag, măi. Dar la bachirii de arci, căci cu foc ne mai iubim noi. Dar bachirii cu tapa, băi, să te port la pieptul drag. Bine v-am găsit, Doamne ajută nouă, dumneavoastră și la toată lumea, la toată țara noastră, să fie sănătate, bucurii și tot ceea ce îmi doresc eu, familiei mele, vă doresc și dumneavoastră și la întreaga țară, la tot poporul. Anii trec, copiii s-au făcut mari, sunt bunică, toată lumea este bine, fetele, nepoții, nepoata și sunt o bunică fericită, o mamă și o bunică fericită. Mulțumim lui Dumnezeu că mergem pe picioare, că ne mai suntem activi în meseria noastră. Sunt problemele astea cu pandemia, dar speranța moare ultima. Anșoară, Gheorghițo, Vasilico și Tuileanu, Gheorghițo, veniți, veniți de mă iubiți. Anșoară, Marioară, veniți acum de mă iubiți. E o mare reușită, mă refer acum la Larisa, și felicitări din partea mea, a familiei mele și a colegilor mei, pentru că reușește pe aceste vremuri, să zic așa, nu prea bune, care știți, s-au închis restaurante, s-au închis terase, nu se mai dă voie la evenimente și așa mai departe. Ei, uite că Larisa reușește și organizează niște spectacole de bună calitate și o felicit din toată inima, sunt aproape și eu și familia mea și colegii mei. Toată lumea suntem aproape de ea și cu tot ceea ce putem noi să facem bine, profesional, suntem alături de Larisa și de dumneavoastră, întreaga echipă. Aș munci la pluc și coasă, draga neni, șouăle, numai să te am acasă. Kilogram, om șașa, și o bucată de chefal, om șașa, să mă îmbăt în asta seară, măi neică, cam un foc la inimioară, uite așa, mă, șa, 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 șa. De unde a plecat ideea acestui proiect? Eu lucrez în zona muzicii lăuterești din 2016. Am început cu Taraf de Caliu, care e nou proiect al celor din Taraf de Haiduc. Apoi am mai cochetat și cu alte tarafuri, cum sunt Taraful de la Vârbilău și Lăutarii de Aur ai Bucureștiului. Și am spus că poate e timpul să se întâmple mai închegat, ca să zic așa, și să-i aducem împreună în evenimente mai mari.
și să construim în jurul muzicii lăutărești o comunitate. Targetul meu, al nostru, sunt în special tinerii, cei de o vârstă cu mine, pe care cumva reușesc să-i cunosc și cu care empatizez și care, din fericire, sunt iubitor de muzică lăutărească. Cumva cred că e nevoie de public tânăr, pentru că publicul meloman sau cel mai cu experiență, să le zic așa, să-i zic așa, este deja și cumva trebuie crescut un nou public. Cumva când ai un public nou, știi că ai viață mai lungă ca și muzician. E păcat, Doamne, de mine, de tineri să fii la tine. Anii mei și tinerițea, uite, Doamne, cum se duc. E păcat, Doamne, de mine, de tineri să fii la tine. Am apucat foarte mulți ani în această meserie care am avut plăcerea, să zic așa, să cunoaștem fel de fel de lume și cu calități mai bune și cu calități mai proaste, cum se spune, lumea bună și mai puțin bună. Dar orice, adică în orice timp ai de învățat și de acumulat ceva de la oricine. Noi ne-am făcut meseria la același nivel, fie că e un om mai sărac, fie că e mai bogat, fie că e țigan, fie că e român. Dacă știi să-ți păstrezi eticheta ta de lăutar, de muzicant, peste tot ai valoarea ta și prestanța ta. Și căutăm cu toată dragostea, cât ne mai țin puterile, să fim pe placul tuturor prietenilor noștri care ne iubesc genul nostru de muzică lăutărească și sunt tare mândră. Că uite, Oana, au început tineri, din experiența pe unde am cântat, la concerte, pe la mare. Am rămas plăcut surprinsă când am primit comenzi de muzică veche lăutărească, de la copii tineri, începând de la 20, 25 de ani, 30, care sunt tineri. Adică, domne, a început să se întoarcă vremurile alea, adică cele de Romi Capuceanu, de Gabi Luncă, Mioara Linca, Angicu Petrache, Panseluța și toți, Siminică, Eftimiu. Astea sunt lucruri îmbucurătoare pentru noi, pentru că nu se uită muzica pur lăutărească. Sunt tineri de 20 de ani care nici nu s-au născut când lăutarii de pe scenă cântau. Știu versurile, sunt și lăutare surprinși la rândul lor să vadă un public atât de tânăr. Hipsterii, cum le zicem noi și cum îți zic și ei, sunt cumva educați și curioși și apreciază. Sinceră să fiu, îmi pare rău că îmi formulez discursul ăsta ca și cum am vorbit de o cenușăreasă, pentru că e o muzică atât de deosebită și muzicieni atât de virtuoși. Dar, din păcate, nimeni nu e profet în țara lui și dacă această muzică a cucerit toată lumea, cred că noi ne-am lăsat cel mai greu de cucerit și iată că în România nu este, nu știu, un festival foarte mare de muzică lăutărească sau și mai ales în zona asta de generație tânără. Și am spus să facem noi. Pentru toată lumea, doar de ziua se relarge. Acum-ntorc acasă și mă ceartă nevasta, unde am fost toată noaptea mai tare. De ce mă ceți, voi nevastă, că n-am fost azi noaptea acasă? Că am fost beat și obosit, nu știu unde am dormit. A bătut vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia. A fost ploaie și a fost vânt, nu știu unde i-am dormit.
Pe ce mă cerți, făi nevastă, că n-am fost azi noaptea acasă, că am fost beat și obosit, păi nu știu unde am dormit. Iată, aici am întâlnit numai nume mari, numai oameni minunați, lăutarii de aur de altfel, printre care unul dintre ei sunteți și dumneavoastră. Cum percepeți acest eveniment în perioada aceasta grea pentru toată România și pentru toată lumea? Dacă vreți, nu să zic că e o perioadă așa grea. E problema cu pandemia pentru faptul că să trebuie să mai depărtați unul de altul, dar petrecerea trebuie să o ținem în continuare. Nu trebuie să ne dezamăgim, nu trebuie să ne dezarmăm, cum s-ar spune, trebuie să ne vedem de petreceri în continuare, așa cum sunt legile și cum este situația. Și felicităm pe organizatori, mai ales pe doamna Larisa, care ne-a donat mereu și mereu face să le dea Dumnezeu fericire și sănătate, să facă mereu evenimente de-astea frumoase, cu lăutare, cu toți lăutarii care trebuie să cânte și să audă lumea în continuare, să se distreze, să simtă muzica lăutărească și orice gen de muzică să placă la lume. Și-am să stau cu tine acasă, ca să-ți faci viața frumoasă, că și tu ești nevasta mea, câte zile voi avea. Am avut emoții ca în prima zi de școală, adică nu știam cum va fi publicul, cum va reacționa, cât de panicat e, că na, e destul de multă anxietate, dar se pare că cei care au venit chiar s-au bucurat și atmosfera minunată. Mahala și țigării au zis ce melodie frumoasă, lăutărească, pură și adevărată. Nu atât de multă lume cât multă lume, că e sub 500 oricum, dar zic că ne gândeam că lumea va fi mult mai receptivă, dar se pare că este o distanțiere emoțională de care suferim, nu neapărat fizică, și cred că e necesar să nu uităm cum ne petreceam timpul înainte și cum ne bucuram. Bineînțeles, respectând toate regulile pe care trebuie să le respectăm, că și aici veți vedea, am respectat absolut toate regulile. N-a fost simplu din punct de vedere financiar, din punct de vedere logistic, dar am reușit să le facem pe toate și să iasă un eveniment frumos. Sunt un tată fericit, cu copiii mei de gât, măi, Doamne. Mă simt tare și bogat, am fată, am și băiat. Am copii și am și nepoți, mă simt bine lângă toți, măi, Doamne. Mă simt bine, fericit, sunt tată, sunt și bunic. Mergem la Hamburg. Ne-au luat pe fiecare, să spunem câte ceva. Adică oamenii ăștia să dăm interviu, să dea acolo pentru reclamă, pentru ce. Și Damian zice, vedeți ce spuneți? Nu spuneți chestii de-astea simple. Să spui, viața dumitale ca muzican, cum a fost, cum știu ce. Păi, am făcut școala generală, m-am dus la școală, păi am făcut muzică și m-am făcut muzicant. Deci nimic curios. Trebuie să spui ceva fantastic, ai furat întâi, că ai cerșit, că ai făcut ceva, că ai fost la școala de corecție, că ai făcut nebunii, că eu știu, mai știu ce. Trebuie să spune ceva, dar să spui de-astea așa, nu, că nu ți-a înseamă. Spune ceva ca să-i mire pe oamenii ăștia, să-i uimești. Ce să spun și eu? Doamne, eram mic și dormeam cu mai mulți și în pat. Acolo cu neamurile, că dormeam într-un pat acolo, ca mici și pe grătarul. Eu vă spun, da, cu 50 de ani. Da. Și dacă mai dormeam cu fetele, mai luam câte o insectă, știți cum era atunci, vremuri, că ce să facem. Și bătrâna,
care avea grijă de noi, bunica, cum să zic, mă vedea, ce vin un coace. Că te duci la școală și să vede că ai ceva. Și îmi cerea pieptenul acela ca să... Și eu mă făceam că nu știu unde e. Eu știam unde este. Și mi-aduc aminte că râdea. Îmi dădea mama, baia bătrână, îmi dădea câte o palmă și vorbea și cu mine pățigănește că vreau. Și atât mă te-l pară pe tute, că am auzit că v-am și exprimat în țigănește. Cu... Râdeam singur, mi-aduc aminte că mă ascundeam să nu mai dea două luna, că mă supunea cum omora. Dădea și cu gaz, dacă era caz, mai atunci. Dar și ea, ce vă să ăsta mă cel mai tare, ce via mea, eu ducam să-ți fie tâmpenia asta, că dacă vreți e ceva urât pentru mine ca idee, dar asta era o vreme urmă atunci. N-ați văzut Damian când spune, începe povestea lui, începe când a fost în Grecia, dar cerșit, n-avea un leu, n-avea un ban, murea de foame, dormea pe-n parcuri, eu știu, mai știu ce. Deci, chestiuni de-astea care impresionează lumea. Așa ce ducea, eu am fost un băiat foarte cu minte, părinții mei au fost așa și ce, nu-mi place nimica din viața ta. Ai fost cu minte, n-ai făcut și tu școala de corecție, pușcărie, n-ai bătut pe nimeni, n-ai furat și tu ceva, n-ai făcut nebunii ceva în viața ta. Asta trebuie să faci, de asta vreau să spun, că la chestii de-astea, dacă nu spui ceva, o chestie... Senzațională. Senzațional, foarte așa, ceva de senzațional, n-ai niciun tatăl și am înțeles chestia asta, vreți? Dacă vreți acum și cântările cam trebuie să fie cam așa. Arză-te foc băutură, cine te mai bagă în gură, de când zic m-am săturat și iarăși m-am îmbătat. Iubeau bere și coniac, la fetele fiind de cap. Iubeau bere și coniac, la fetele vindecat. Și dacă n-aș mai bea viața cum ar fi, poate aș mai scăpa de gura lumii. Și dacă nu mai beau, nu pot să trăiesc. Dacă nu mai beau, nu pot să iubesc. Când e muzică lăutărească, e magie, nu mai trebuie să fac nimic. De unde dragostea aceasta a ta pentru muzica lăutărească? Ea m-a cucerit pe loc, nu a fost un proces îndelungat. Țin minte că un prieten de-ai tatălui meu venea pe la noi și îmi punea muzică lăutărească când eram mai micuță, dar nu eram foarte impresionată sau atinsă, pentru că nu cred că e genul de muzică de care te îndrăgostești pe YouTube. Trebuie să o vezi live. Apoi am intrat în contact cu muzicienii lăutari și i-am auzit live și de atunci a fost dragoste la prima audiție ca și la prima vedere, pentru că ei sunt foarte vizuali, ca să zic așa. Arză-te-ar focul de bere, te beau cu mare plăcere. Arză-te-ar focul de vin, când te beau iar suspin. Arză-te-ar focul de bere, te beau cu mare plăcere. Arză-te-ar focul de vin, când te beau iar suspin. Dacă n-aș mai bea viața cum ar fi, poate aș mai scăpa de gura lumii. Dacă nu mai beau, nu pot să trăiesc. Dacă nu mai beau, nu pot să iubesc. Dacă n-aș mai bea viața cum ar fi, poate aș mai scăpa de gura lumii. Și dacă nu mai beau, nu pot să trăiesc. Dacă nu mai beau, nu pot să iubesc. Se pare că e ca un microb. Când l-ai prins, nu mai scap de el. Nu e simplu, dar nimic din ce e frumos nu e simplu. Adică e o provocare permanentă, pentru că lăutarii au o lume a lor, tu știi foarte bine. Ei, și poate de asta sunt atât de speciali, pentru că ei parcă sunt dintr-o altă lume, cu poveștile lor, cu felul lor de a fi, și cred că asta ne și vrăjește cumva, pentru că putem să scăpăm din realitatea noastră și să accedem o alta. Noapte și zi, o fiubire a vieții mele. Știu că tot avea mi fi o dragoste a vieții mele. Ai avut timp să gândești, o fiubire a vieții mele. Sunt așa cum mă dorești, o fiubire a vieții mele. Te aștept noapte și zi, o fiubire a vieții mele. Știu că tot avea mi fi o dragoste a vieții mele. Să gândești, o, fiubirea vieții mele. Sunt așa cum mă dorești, o, drăguț de vieții mele. Te iubesc, te iubesc.
încă mor. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, fără tine nu trăiesc. Te ador, te ador, te ador, fără tine simt amor. Maestră George, cu tine, regele clarinetului. Pentru noi e foarte bine. Și poate să fie pandemie, că oamenii nu trăiesc fără muzica lăutărească. Poate ce-mi place la lăutari cel mai mult din punct de vedere artistic și uman e că ei nu știu să fie altceva decât sunt. Nici nu pretind să fie altceva decât sunt. Ceea ce e destul de rar. Adică și muzicienii din Clejan, deși au călătorit 30 de ani în jurul lumii, au fost în locuri în care nici nu visez să ajung. Au cântat pentru președinți la Casa Albă, la New York Carnegie Hall și după 30 de ani au revenit acasă și sunt identici. Adică aceleași metehne, același comportament și cumva e bine că nu i-am schimbat la modul, nu știu, să-i facă să fie foarte plin de ei. Ar fi putut să fie un pic mai cuminți, dar nu sunt. De aur și cu Taraful de la Vârbilău, pentru că pe ei nu-i cunoșteam atât de bine ca pe Taraf de Caliu. Și am fost la ei acasă, am povestit și cumva mi-am dat seama că, mamă, ce vremuri au trăit și ce bucurie în familie. Cumva îmi povestea și domnul George Budilă că acasă la el se întâlneau cu toții și cântau. Și îmi povestea cum se întâlneau toți acasă la el și el de mic stătea și fura meserie și cântau pentru ei, se adunau ei și cântau pentru ei. Lucru care nu mai e acum așa, adică bucuria aia întâlnirii și a cântatului fără să ai vreun scop, să fie o repetiție sau ceva. E muzica ca formă de expresie, cumva, a bucuriei, a prieteniei, a necazului, a dragostei, a ce vrei tu. Ne-am adunat aici la invitația doamnei Larisa pentru a ne mai etala cu ceea ce facem. Sper că o să mai fie și după pandemia asta o să fie mult mai mult decât ce e. Lumea se înveselește prin acest lucru și mai ales
cred, eu zic eu, cu muzica noastră lăutărească, tradițională. Siguranță, lumea are nevoie de hrană pentru suflet, putem spune. Da. Am un proiect, Oana, nou, acum care lucrăm de ceva timp, mamă, fiice și fiu. Eu zic că e frumos. Împreună cu Paula, cu Gina, se ocupă Gianni, fiul meu și cu tot taraful nostru. Începe de la muzica lăutărească veche la cea modernă. Și o să facem, adică erau prezente și ele aici în acest frumos spectacol, dar fiind pe o tema de muzică pur veche lăutărească, ele cântă mai spre modern. Și am zis să fim noi ăștia mai bătrâni care cântăm așa cum se cântă pur lăutărește. Lăutarii de aur al României. Ochii tăi ca murele, mie îmi fură nopțile. Ochii tăi ca murele, mie îmi fură nopțile. Nu mă lasă ca să dor, mă scoală noaptea din somn. Nu mă lasă ca să dor, mă scoală noaptea din somn. Ale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 , n-au valoare sutele. Ale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 , frumoase sunt spetele. Ale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 l
mele, ce frumoase spetele. Din somn noaptea, ochii tăi și gura ta mă scoală din somn noaptea. Auzi, nu mă lasă acasă dor, mă scoală neică din somn. Nu mă lasă acasă dor, mă scoală noaptea din somn. Ale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 l
alelele, ce frumoase spetele, alelele, 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 n-au valoare sutene, alelele, 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 ce frumoase spetele, mama. Ce e foarte frumos la ei e faptul că ei sunt creatori continuu de conținut, adică le e foarte la îndemână pentru că practic ei se cântă pe ei înșiși și atunci tot timpul e diferit. La concertele mele cu ei, deși le știu playlist-ul și le știu cântecele, tot timpul le cântă diferit. Asta e cumva farmecul lor, pentru că se lasă foarte purtați de moment și improvizează și foarte ușor, sigur că da. Dimineața a sosit cu trenul în gară, Constantin trăi la țară, într-un sat din Bărăgan. I-a zis mamă, Constantin îi ține seamă, la oraș sunt fete care vrea să-ți ia din bani. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantin îi ține seamă, fetele din București vor fi bune, vor fi zile, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o pățești. Avea strâns vreo 1000
banii lui de la început. Cum egală din școala profesională, ca să înveți o meserie, că a fost un om văzut. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București. Ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o bătezi. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București. Ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o bățe. Eu sunt Mioara, de la Tarafă, de la Vorbilă. De unde sunteți dumneavoastră? Din Vorbilă. Ați văzut exact numele locului în care v-ați născut, iată-l duceți prin numele tarafului dumneavoastră. Sigur că da. De unde dragostea dumneavoastră pentru muzică? Păi acolo la noi, în comuna Vorbilău, au fost numai lăutari și noi ne tragem toți, tot taraful, din... de la părinții noștri am învățat și... duce mai departe, sigur că da. O duce mai departe, că așa trebuie. Acum eu mai puțin, cât acum încolo am îmbătrânit, acum lăsa copiii ăștia să cânte. Și ei, și ce să faci? Dar totuși noi știm că dumneavoastră sunteți chiar sufletul acestui taraf. Așa se spune, așa se spune, da, sigur că da. Eram tânăr și frumos, dar n-aveam un bun. Acum am bani și de toate și colesterol. Ce mai am și tensiune, 17 cu 8. Asta tot doctorul spune, să fie sănătos. Ce mai am și tensiune, 17 cu 8. Asta tot doctorul spune, să fie sănătos. În casă. Nu, când ieșim și noi și cântăm la lume, dar știe, știe ce trebuie să cânte. Dacă a cântat de mică, de la 8 ani, 9 ani a cântat, ea știe ce trebuie să cânte. Noi o acompaniem cu mine. Mă dușmănește pentru o fără.
fată. Satul întreg și lumea toată mă dușmănește pentru o fată. Dar în ciuda tuturor am să iubesc până mor, chiar de mă certa cu cineva. Ei, lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine place, că așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine place, că așa-i viața mea de haimana. Spectacolul din seara asta? Să fie ok. O să fie ok? Da. Ce ați făcut în pandemie? Unde ați cântat? În pandemie mai puțin. N-aveam voie în pandemie. Vreau să vă prezentăm și formula noastră. Așadar, începem cu cel mai vârst dintre noi, la țambal, în aplauzele dumneavoastră, bunicul meu, Ionel Radu, soțul Mioarei, așadar Mamaia, Mioara Radu. La clape, băiatul lor, Liviu Radu. Totodată tatăl meu, Dorel Radu, mulțumesc. La acordeon, unchiul meu, Cătălin Cudorache,
băiat deosebit, frumos, aranjat. Așa și la clarinet, un nepot al tatălui meu, Aurel Drăgoi. Ia să vedem una lăutărească. Pentru casă și nevasta mea, pentru cine n-am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. No, am muncit și nopți, dar am muncit și zile, am muncit cu dăra copile să te cresc pe tine. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile, am muncit pe lumea asta ca să fie bine. Opa ni-ni-da, opa ni-ni-da, opa ni-ni-da, i-da-i-da. Opa ni-ni-da, opa ni-ni-da, vreau să-mi cânte muzica. Te-ai gândit la anul? Vom încerca să continuăm tradiția? Bineînțeles, eu mă gândesc și la toamnă chiar. Adică, na, nu e un eveniment foarte mare, e un eveniment de două zi, nici nu putem, dar ne-am și propus să-l facem un pic mai micuț la început și după să creștem treptat. Două zile, trei tarafuri nu e foarte mult, de asta ne-am propus să-l facem și în toamnă, să-l mutăm în diferite părți din țară, pentru că tot concertând cu Taraf de Caliu, ne-am dat seama ce public minunat e și la Cluj, adică în Ardeal, care vine sudul și cucerește Ardealul, la Brașov iarăși. Transilvania ne iubește, e un public foarte curios și iubitor, ca să zic așa, și ne dorim să mergem la Cluj, de ce nu să continuăm și în, și în București. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul de mine, cu colțarul și cu tine. Uite așa aș vrea să mor, lângă o crâșmă din obor, să scrivim va fi momentul cu vin roșu testament. Uite așa aș vrea să mor, să mă aud, să-i tragem o lecție. Beau, 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 de pe mine să fie. Beau, beau, beau și tu poți să mână, să mor cu sticla-n mână. Dar nu vreau nicio putără trisă, sunt cu nasul în batisă. Noi murim, noi tăia vin, vreau să petreacă cu mine încă o zi. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul și cu tine. Uite așa aș vrea să mor, lângă o crâșmă din obor, să scriu fi va fi momentul cu vin roșu testament.